pacienții cărora li se adresează acest tratament, ce afecțiuni au ei? Marea majoritate a pacienților, într-adevăr, au afecțiuni, dar nu numai. Sunt și doamne care își doresc să își hidrateze tenul, să facă o rejuvenare facială, dar tenul, prin această micotraumă produsă de acet, tenul intră într-un proces de regenerare. Nu numai că este hidratat și se rezolvă o anumită problemă, dar tenul intră într-un proces de rehidratare după ce facem această traumă controlată a acelor. Și tenul se regenerează, iar pacienta va avea un ten hidratat, luminos, regenerat, o piele nouă, cum spunem noi. Pe de altă parte, sunt și persoane care chiar au nevoie, au o anumită patologie, și anume melasma, da, sau petele hiperpigmentare de diferite cauze. Acolo folosim substanțe depigmentante. Și sunt nevoie de mai multe ședințe pentru a obține un rezultat, dar clar se obțin rezultate spectaculoase. Există efecte secundare? Pot exista efecte secundare dacă procedura nu este realizată de medic sau pacientul nu îndeplinește cumva condițiile, și anume, pentru petele hiperpigmentare, pacientul nu are voie să se expună la soare, și nu numai pentru petele hiperpigmentare. Deci vom intra cu o profunzime mai mare, vom intra la profunzime mai mare cu acele dacă este vorba de cicatricile post-acneice, tocmai pentru a avea o traumă puțin mai mare și pentru a avea un rezultat mai bun. Atunci tenul este roșu, da? Este bine de știut că imediat post-intervenție tenul este roșu și inflamat și poate să rămână așa 2, 3, 4 zile, iar pacientul va trebui să folosească o cremă antiinflamatoare și este important să folosească o cremă cu factor de protecție mare, o factor de protecție 50+, din farmacie. Deci este foarte important. Dacă acest pacient nu ascultă aceste indicații și din cabinet, poate nu în acea zi și a doua zi merge la solar sau se expune la soare, există riscul să se hiperpigmenteze, deși tocmai pentru acest motiv s-ar fi prezentat în cabinet. Am văzut și o măscuță pe fața pacientului. La ce ajută? Acea este o măscuță minunată, calmează foarte mult inflamația post-procedură. Se aplică la nivelul feței și pacienta poate să stea cu ea, o poate lua și acasă, dar pentru că vine într-un pliculeț cu o substanță care o menține umedă, hidratată, și menține cât de cât substanțele active, și o poate folosi și acasă dacă trauma este mai mare la nivelul feței. Cum că durează o ședință? Să zic cam 40 de minute, cu tot cu anestezia locală și cu tot cu măscuța respectivă. Terapia vampir este cunoscută, sau plasmolifting-ul, PRP-ul, este o procedură minunată care a fost inițial foarte, foarte căutată pentru alopecie. Majoritatea medicilor care fac implantul de păr au recomandat post-procedură pentru ca părul să se fixeze, foliculul să se fixeze și să și rămână pe scalp. Terapia vampir conține factori de regenerare și de creștere celulară. Cum procedăm mai exact? Recoltăm sângele pacientului, îl procesăm în dispozitive medicale speciale, plasmolift, sângele este sedimentat și apoi plasma care rezultă după ce este sângele procesat o reinjectăm. Putem să o reinjectăm fie la nivelul feței pentru hidratare, pentru regenerarea tenului. Am spus că îmi conține factori de creștere, factori de regenerare celulară și îmi hidratează foarte bine tenul, îmi ajută la regenerarea pielii și dă o luminozitate a tenului, dar pe de altă parte merge foarte bine, are rezultate spectaculoase la nivelul scalpului, cu sau fără acel implant. Dar pentru doamne există mai multe tipuri de alopecii. Pentru doamnele care suferă de fluviu telogen, căderea părului, doamnele pot face această terapie. Se face cu un pic de xilină sau fără, da, ar fi de preferat fără xilină, și să fac proceduri, minim 3-4 proceduri la interval de 2 săptămâni,
și ajută cumva în această afecțiune. Este o mezoterapie, da, sub ochi, pielea de sub ochi este foarte fină și de obicei și deshidratată, de obicei este prima care se ridează, acolo se văd prima dată ridurile și este una dintre cele mai bune opțiuni ca să hidratăm. O piele deshidratată se ridează și se pliază foarte ușor. Atunci când noi venim cu o plasmă și o injectăm în această zonă, pielea va fi hidratată și ridurile se vor atenua. Aceste proceduri merg foarte bine amândouă, îmbinate. Dacă aș fi să aleg, aș face mereu dermapen combinat, da, combinat cu plasmă. Da, există posibilitatea, în loc să folosim produsele, bine, dacă nu este vorba de pete, da, acolo este clar că știm ce trebuie să folosim, soluții de pigmentante, dar putem să folosim, să creăm aceste microcanale cu ajutorul dermapenului și în loc de alte substanțe să putem să aplicăm direct plasma, rezultate prin procesare, prin plasma lift. Merg foarte, foarte bine împreună, da.